Putem să stăm, să-L vinem cu Tatăl Dumnezeu și să slăbim pe El. De aceea, în această dumneavoastră, m-am gândit să aduc un cuvânt înaintea voastră și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe noi, cei care suntem aici. Probabil unii dintre noi ne întrebăm și ne spunem întrebarea cum alții și-o pun și spunem, dar de aceea atâta cuvânt, doar suntem noi. Doar aceea atâta cuvânt, că doar nu este, nu știu ce, mulțime aici sau ne-am obișnuit să spunem lucrul acesta, să ne identificăm aici la nivelul acesta. Dar vreau să te întreb, dacă eu astăzi, sau în seara aceasta, sau mâine, pentru eu, când Dumnezeu va spune, vino acasă, oare mă voi mai uita la o mulțime care să stea în dreapta mea, sau în stânga mea, sau în spatele meu? Va mai fi cineva cu mine care să vină să mă ajute ca să pot să stau înaintea lui Dumnezeu, care să mijlocească pentru mine, sau care să pună o vorbă bună pentru mine, sau care să poată să mă ajute pe mine să intru în Împărăția lui Dumnezeu? Vreau să vă spun că ziua aceea nu va mai fi nici măcar unul, nici măcar cel mai drag al tău, nici măcar soția, sau soțul tău, sau copilul tău. Nimeni nu va mai fi lângă tine să stea, să se uite Dumnezeu, să spună Dumnezeu, uite, tu ești cum ești, uite, din pricina soției tale, sau din pricina soțului tău, sau din pricina copilului tău, uite, el de trecea mea milă de copilul tău, cum mai sunt unii care spune, mă, ziceți, eu nu te-am făcut niciun bine. Dar mă uit la familia ta, mă uit la copiii tăi, mă uit la cei de lângă tine și de-aia te mai pot vedea, de-aia te mai pot suferi. În ziua aceea vreau să vă spun că Dumnezeu nu va zice și nu vom auzi niciodată cuvântul acesta. Ci Dumnezeu mă va privi pe mine drept în loc, Dumnezeu te va privi pe tine drept în loc și Dumnezeu mă va trage la socoteală pe mine, cum zice Sfânta Scriptură, pentru fiecare cuvânt bun sau rău, atâta vreme când trăiam în trupul acesta. De aceea să dăm bine seama astăzi, câtă vreme trăim în trupul acesta, să nu ne socotim lucrurile care sunt de vreme, mi se par nouă slabe. Pentru că puținul acesta care acum îl stăm în fața lui Dumnezeu, care acum Dumnezeu ne-a dat harul acesta să stăm aici, s-ar putea din puținul acesta care noi astăzi suntem aici, mâine să fim unul dintre noi, Dumnezeu să ne chemea acasă și fratele lor să nu mai existe. Și Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvânteze, Dumnezeu să ne întărească. De aceea este important când stăm la oaltă, când stăm în prezența lui Dumnezeu, să rugăm pe Dumnezeu și să spunem în fiecare zi, Doamne, te rugăm, pregătește-ne, pentru că noi nu facem un teatru, nu facem un spectacol, se cânta cântarea de astăzi de la voare, se fac multe, ce? Spectacole. Se fac multe, se fac întregeri, se fac parcă pe categorii, cine predică mai mult, se predică fără puterea lui Dumnezeu, fără Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea ne rugăm lui Dumnezeu, dacă unul singur este aici, dacă unul este aici, așa spune Biblia, dacă doi sau trei care cheamă numele lui Dumnezeu, El este prezent, atunci în această zi rugăm lui Dumnezeu și spunem, Doamne, te rugăm, vorbește mie personal, pentru că dacă Tu va fi să mă chemi în seara aceasta, sau când Tu vei hotărâi să mă chemi în seara la Tine, Doamne, nici unul de aici nu va fi să stea lângă mine, să mă ajute ca să stea să mijlocească pentru mine. Astăzi putem mijloci unul pentru altul, dar în ziua aceea nu mai poate să mijlocească nimeni. Doar Iisus Hristos va mijloci atunci, dacă astăzi eu continui și nu punctea cea bună după ce am făcut legământul în sângele lui Iisus Hristos, și atunci în ziua aceea, doar Iisus Hristos este Cel ce va mijloci, doar pentru numele nu va fi nimeni lângă tine, decât Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și când vei vedea cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, că se va ridica în picioare și va mijloci la Tatăl pentru tine și El va mărturisi pentru tine și va spune, uite, Tată, acesta este rodul suferinței mele, atunci cred că se va sărca inima de bucurie, pentru că ziua aceea, Fiul lui Dumnezeu, care a murit pentru noi, în ziua aceea, El va mijloci pentru noi. Și vei vedea atunci și spune, uite, slăvit să fii Tu, Doamne, pentru că viața mea, pe care Tu mi-ai dat pe pământ, am făcut ceea ce Tu mi-ai dat și prin harul Tău, astăzi sunt mântuit. Desigur, vreau să mă apropii de un cuvânt al lui Dumnezeu, din Sfânta Evanghelie, Apocalipsa, capitolul 3, începând de la versetul 6 la versetul 13. Apocalipsa, capitolul 3, de la versetul 6 la versetul 13.
Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Îngerul bisericii din Filadelfia scrie: iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu va închide, cel ce închide și nimeni nu va deschide. Știu faptele tale, iată ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu poate închide, căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul și n-ai tăgăduit numele meu. Iată că stau din cei ce sunt în sinagoga satanei, care zic că sunt iudei și nu sunt, ci min, iată că îi voi face să vină să se închine la picioarele tale ca să știe că și-am iubit, să vii să fie numele lui Hristos. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi de ceasul încercării care ar să vină peste lumea întreagă ca să încerci pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cu luna. Pe cel ce va birui, voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va ieși afară din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului și numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim, care are să pogoare de cel de la Dumnezeul meu și numele cel nou. Cine are urechi de auzit, să asculte ce zice bisericilor Duhului. Dumnezeu să ne binecuvânteze în această zi. Am vrea să vedem în această zi, dragii mei, că Iisus Hristos avea o dorință. Iisus Hristos avea o dorință și măcar că era una tragică pentru el, măcar că era una foarte puternică, măcar că era una care știa că clipa aceea, deja din clipa aceea, mai este puțin timp și se apropie ceea ce spune acolo Sfânta Scriptură, că El își va da viața pentru noi, pentru ca să-și vadă un noroc plin de vână și plin pentru fapte bune. Și spune El, avea o dorință foarte mare, avea o dorință mare. Și spune, am dorit mult ce? Ce dorea Hristos mult, care ne spune la Hristos, la ucenici? Am dorit mult să mănânce Paștele acesta cu voi. Înainte de ce? Înainte de patima mea. Am dorit mult să mănânc Paștele acesta cu voi. Înainte de partea mea, înainte de patima mea. Măcar că El, Hristos, Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui, măcar că El știa că imediat după ceasul acesta va veni cel ce l-a vândut, va veni cel ce și-a dat, cel ce a primit bani, pentru că l-a vândut pe Hristos, pe Hristos, Domnul Fiul lui Dumnezeu. Și El spune, am vrut să mănânc Paștele acesta cu voi, înainte de patima mea, înainte de suferințele mele. Pentru că El știa că după moartea Lui, toți se vor împrăștia și vor merge toți la casele lor, El le-a și spus, vă spun adevărat că toți vă veți împrăștia și pe mine mă veți lăsa singur. Și atunci începe Petru și spune, Doamne, cu tine sunt gata să merg și la moarte. Și Hristos îi spune, Petre, Satana v-a cerut să vă ceară, dar eu m-am rugat pentru credința ta, pentru ca credința ta să nu se piardă. O, Doamne, oare de câte ori Hristos, Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui Cel Sfânt, a mijlocit pentru mine, a mijlocit pentru tine, înaintea lui Dumnezeu, înainte ca tu să intri într-un vrunecaz, înainte ca tu să intri într-o rănăcire, înainte ca să vină prăpădul peste tine, peste familia ta. De câte ori, oare Hristos a mijlocit peste tine pentru tine și pentru mine? Și eu când am intrat deja în acel necaz, când am intrat deja în acea împurcătură, când am intrat deja în acea tristare, Dumnezeu a primit rugăciunea de la Iisus Hristos, Cel care a mijlocit pentru mine. Și atunci mi s-a părut că sunt singur, dar nu ești singur niciodată, căci Hristos, Mielul lui Dumnezeu, este cu mine. Hristos, Mielul lui Dumnezeu. De aceea și Hristos, să vi se fie numele Lui Cel Sfânt, El spunea, toți mă veți părăsi, dar nu sunt singur, pentru că Tatăl este cu mine. Amen. Doamne, îți mulțumim că în orice împrejurare și în orice necaz, în orice strâmbtorare, noi nu suntem singuri, chiar dacă oamenii din afară când crede că ne-au părăsit și parcă nu mai simțim pe nimeni prezent lângă noi. Există unul care ne cază în suferință, El niciodată nu te părăsește, slăvit să fie numele Lui Cel Sfânt.
mică și umbrează-mă. Fiule, dă minuna ta mie, ca ochii trebuie să găsească plăcere de căile mele. Ce ar fi putut să vindem noi ca să cumpărăm țarina care Hristos Dumnezeu a spus că ne va da? Că El a spus că iată, vă dau o inimă nouă. Vă dau o inimă bună, o inimă în care Dumnezeu să locuiască în ea. Slăviți să fie numele Lui Cel Sfânt. Cum am putea să cumpărăm în țarina aceea? Orice am avea în lumea aceasta și orice am vinde noi. Nimic, niciodată, nu putem să cumpărăm darul Lui Dumnezeu. Căci darul Lui Dumnezeu este fără plată, a fost arătat nouă celor care astăzi îl slujim pe Dumnezeu și avem nădejde aceasta, că într-o zi vom fi cu El. Slăviți să fie numele Lui Cel Sfânt. De aceea, Domnul Iisus Hristos ne-a rugat pentru credința ta, pentru ca credința ta să nu se piardă. Doamne, îți mulțumim pentru lucrul acesta și să fii conștienți întotdeauna că Hristos e se roagă neîncetat pentru mine și pentru tine. Că dacă am fi sigur și ne-am rugat numai noi și am spune, Doamne, te rugăm, întărește, Doamne, te rugăm, scoate-ne din necaz. Vreau să spun că când vei trece prin necaz, atunci vei fi cel veselat. Dar Dumnezeu să vii să fie numele Lui Cel Sfânt, ți-a dat un prieten, ți-a dat un frate, care a spus lui, nu ești rușine să te numească fratele lui. Când o prijoară a venit cineva și a spus, uite, mama ta și frate, că te caută, stau afară și vreau să te... Să te vadă mama mea și frații mei sunt toți acei care fac voia lui Dumnezeu. Așa poți să fii conștient că tu ești frate cu Hristos, că Dumnezeu este Tatăl tău, făcând voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta, pentru că Dumnezeu a făcut ca într-o zi, Dumnezeu a făcut ca într-o zi să fie semănat o sămânță bună în țara noastră și noi am lăsat și am crescut și am crescut. Că Dumnezeu l-a lăsat pe Iisus Hristos să vină să moară pentru noi, să fie răstignit și să învieze și noi prin învierea Lui. Astăzi, de aceea avem nădejdea aceasta. De aceea nouă nu ne mai este frică de ceea ce se întâmplă dincolo de lucrurile acestea. Pentru că știm că suntem prieteni cu Dumnezeu. Nu este o poveste. Nu este ceva care să crezi sau să nu crezi ceva, cum spun alții, ce nu pas. Nu, este adevăr din adevăr. De aceea am citit cuvântul acesta în Apocalipsa care spune așa. Apocalipsa capitolul 3. Și auziți cum a început cuvântul. Iată ce zice cel ce este sfânt, sau acum, a doilea. Cel ce este adevărat. Iată ce zice cel ce este sfânt și cel ce este adevărat. Dacă atunci Dumnezeu a vorbit celor din biserici din Filadelfia, oare mi-am pus întrebarea și dăpui întrebarea să vezi ce vorbește mie, ce vorbește ție în momentele acestea. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Ce ne vorbește nouă astăzi, frații mei? Și El spune așa, ți-am pus înainte o ușă pe care nimeni, dacă El o închide, nu o poate deschide. Și acum, dacă El o închide, acum aduceți-vă aminte când Dumnezeu i-a spus lui Noe, Noe, intră în corabe tot ce al tău, pentru că Dumnezeu a hotărât să facă, să aducă tot omul pe pământ. După ce Dumnezeu, câtă vreme a fost deschisă ușa, Dumnezeu a rugăduit ca să intre în corabe toți cei ce credeau, numai la Dumnezeu, numai cei ce au toate. Cei ce credeau și cei ce credeau ce spunea Noe, acum a putut să intre în corabie. Dar când Dumnezeu a închis ușa, când Dumnezeu a hotărât ca să vină poporul peste pământ, atunci degeaba au încercat unii să spună, să vină, să spună, deschide-ne, deschide-ne, să intrăm. N-a mai putut, pentru că Dumnezeu a închis ușa și când Dumnezeu închide ușa, nimeni nu poate să deschidă nimica. De aceea, Dumnezeu să ne binecuvânteze, pentru că ușa Harului astăzi este încă deschisă. Ușa Harului astăzi este încă deschisă pentru toți cei ce vor. Și Dumnezeu spune, veniți și cumpărați ce? Vin și lapte, fără bani, fără plată, veniți și cumpărați, sunt în dar. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Astăzi să beneficiem de lucrul acesta. Și apoi continuă cuvântul lui Dumnezeu și spune așa, știu faptele tale. Auzi? Oare dacă te-ar pune Dumnezeu astăzi să stea Dumnezeu să vină pentru un vras de lucru? Auzi? Nu Dumnezeu pentru vedere. Auzi, știu faptele tale. Ce? Cum te-ai simțit imediat? Dar să nu spune Dumnezeu nici că ești bun, nici că ești rău. Să vină Dumnezeu și prin cuvântul Său să-i spună, sau printr-un om, printr-un vas, să spună, uite, știu faptele tale. Imediat, ori trei luni, că știe ce știi, că Dumnezeu îți spune, știu faptele tale. Păi tu când, dacă te-aș spune eu că, eu știu cum ești,
Știți, acum ieși aici, știți cum îți, da. Nu te-ai ca topa mea avea. Dar când îți spune Dumnezeu, știu faptele tale, atunci când te-ai muri înaintea lui. Când îți spune Dumnezeu, fată, știu faptele tale, atunci trei muri înaintea lui. Oamenii Dumnezeu, toți care au fost înaintea lui, când le-a vorbit Dumnezeu cu ei, spune Sfânta Scriptură, că au început să le trebuie genunchi să se bată de o altă. Au început să trebuie înaintea lui Dumnezeu. Și chiar pământul, spunea Dumnezeu, vorbășoare, chiar pământul și cer, unde era Dumnezeu, că vorbim pe multe, să fie împreună cu cap, pentru că era Dumnezeu acolo. Și auzi, Dumnezeu vine și spune, știu faptele tale. Pentru că jurarea Dumnezeu spune, și cui spune Dumnezeu? Corneliu, rugăciunile și milostenile tale. Rugăciunile și milostenile tale, faptele tale, Corneliu, a ajuns înaintea lui Dumnezeu. Uite că faptele tale, care le faci aici, ajung înaintea lui Dumnezeu. E mare Dumnezeu, frații mei, mare Dumnezeu. Dumnezeu spune, faceți-vă comori în cer, să nu uităm de lucrul acesta. Și Domnul să ne ajute cu tot ceea ce avem să stăm la dispoziția lui Dumnezeu. Dumnezeu să te binecuvânteze. Și atunci când auzim pe Dumnezeu că spune, știu faptele tale, atunci nu prin faptele noastre să ne stăm, să stăm la Dumnezeu, să ne gândim că, uite, da, am trecere. Eu că stau la Dumnezeu și spun, Doamne, sunt un rog, sintetic, am făcut tot ce era, dar tot să fac. Doamne, îți mulțumim de lucrul acesta. Vreau să trec un pic mai repede, că de ce? Și Dumnezeu spune așa mai continuă. Dumnezeu spune, iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă, care am deja amuzit, spune, nu este nimeni ca să poată să închide. Vreau să spun că când ești cu încercare, când Dumnezeu îți pregătește în mijlocul acesta, când Dumnezeu îți arată ușița să ieși din încercarea ta, sau din ceea ce Dumnezeu a îngăduit ca să intri, vreau să spun că oricâți vrăjmași ai avea lângă tine, oricâți oameni răi ai avea lângă tine care vor vrea să te apese cu piciorul, care vor vrea să spiricioasă, să te distrugă, să te apese tot mai rău, oricâți oameni ai avea care să vorbească rău împotriva ta, nimeni niciodată nu poate să facă, să distrugă binecuvântarea care ți-o dă Dumnezeu. Nimeni niciodată nu poate să facă lucrul acesta. Că Dumnezeu când binecuvântează pe cineva, rămâne binecuvântat. Și-au înertit împotriva lui și și-au făcut tot felul de lucruri până ce l-au făcut și-au despărțit din familia lor și-au trecut o grămadă de ani. Până ce Dumnezeu și-au trecut o minciună în casa lor, l-au mințit pe tatăl lor că este mort, că nu mai există viață. Până ce Dumnezeu le-a făcut că așa lucrează Dumnezeu să vă pentru lui. Până ce Dumnezeu, din pricina ca Iacob să-l întâlnească pe Iosif, pentru ca Iosif să-l întâlnească pe tatăl său, pe Iacob, a îngăduit Dumnezeu să cel pe care au neîntit cei care, desigur, erau rămași deocamdată câtă vreme, au neîntit împotriva lui. Și Iosif, după ce se face cunoscut, ce le spune? Negreșit, voi ați gândit să faceți rău. Dar Dumnezeu a făcut ca eu să vă scap viața. E mare Dumnezeu. Deja dacă Dumnezeu când are de gând să facă cuiva bine, a fi prin foc, a citit cuvântul acela din Isaia, chiar dacă vei trece prin foc, chiar dacă vei trece prin ape, chiar dacă vei trece prin toate aceste lucruri, ele nu te vor neca și focul nu se bate. Și Daniel a fost aruncat în foc. Știți de așa lui. Și când te-a aruncat acolo și a mers cu unii Sfânta Scriptură pe cei care l-au prindat de mână și au aruncat pe ăia, e omul nici de vii, e ors, e topit. Și ăia din omul sunt cu tot și acolo, vede că la cum, n-am aruncat noi trei, cum vede patru? Era Fiul lui Dumnezeu să l-a venit. De ce n-am putea să mă sperie în lumea aceasta? De o știre de la televizor, de o știre de nu știu unde,
alții vorbesc despre timpul acela, despre cea fungecări care să vină peste lumea întreagă, dar sigur că peste cea fungecări care să vină peste lumea întreagă, Dumnezeu, așa cum a spus, nu trebuie să mă chinuiesc eu, să mă chinuiesc eu să, să stau până și noaptea, să nu mai pot să tot, să stau până și noaptea, să nu mai pot la servici, să mă gândesc oare cum să ies, oare cum să-mi găsesc, oare cum voi fi să trecem de perioada aceasta, să fac o anumite chestii și îngrijorări cum voi să fi să ieși din prăpătul acesta. Nu facem așa. Noi mergem înaintea cu Hristos și tot ce se întâmplă este unul care El știe totul. Și pentru preșmarie vreau să spun, pentru că Dumnezeu păzește, îi aduc aminte, Iosif și Maria aveau pe Pântul Iisus, nu? Și ei ce făceau? Dormeau liniștiți. Doar să dea Iosif cumva să păzească la ușă, că trebuia ca să dat poruncă Iosif, faraon, să vină să trecească crucii de Domn de la 2 ani de jos, a dat poruncă și a luat acum Iosif să stea de pântă. N-a făcut lucrul acesta. Eu stăteau liniștit, doamna, până ce vine un înger, Dumnezeu, vine Dumnezeu și vorbește în vis și spune, scoală-te, ia pe Maria, pe prunc și du-te, pentru că iată căuta Dumnezeu ca pe tata, pentru că era Fiul lui Dumnezeu acolo. Dacă și noi suntem Fiul lui Dumnezeu, așa e, cine suntem Fiul lui Dumnezeu? Dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu și dacă eu sunt Fiul lui Dumnezeu, dacă păzești Cuvântul lui Dumnezeu, atunci vine Hristos și dacă tu vorbi. Vine Dumnezeu și dacă tu stai liniștit, atunci îți va minte de loc Domnul Dumnezeu loc. E păcat că Dumnezeu i-a spus ce să facă, scoală-te! Ieși afară! Stau și lasă-mă în cetatea aceea țăua! Tu este mică și dacă intru acolo, voi putea. Ieși afară repede și Dumnezeu spune, măcar că vedea că el tot își căuta de loc. Dumnezeu cu tine de el și îl vine de el și îl scoate Dumnezeu afară cu fața. Putea Dumnezeu să stai, bă, dacă am spus să ieși afară și dacă totuși continui să zăbovești, e problema ta. Și lăsa Dumnezeu și urmă. Pune Dumnezeu mâna pe el și fă Dumnezeu afară. Așa va fi și la venirea Fiului Zilei de Dumnezeu. Când Dumnezeu va vedea că, când Dumnezeu va pune capăt, spune că Dumnezeu va trimite pe Duhul Sfânt al Dumnezeu, va veni și va lua mirea asta de pe pământ Duhul Sfânt al Dumnezeu, va fi biserica. Pentru că ai păzit cuvântul răbdării, pentru că ai păzit cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu ne va păzi pe răbdării. Și atunci dacă ne păzește Dumnezeu, de ce mai porți o frică? De ce nu mai îngrijorezi eu? De ce mai fac eu prin alta că spune Sfânta Scriptură? Băgați de seamă să nu vi se îngreuneze inima cu ce? Au nu-i lucrurile aici în dăbăie inimea. Cu mâncare și cu băutură, când și ca ziua aceea, care zi-mă? Despre asta că va veni în bărbătă, pentru că e toată fața Domnului. Și ca ziua aceea să vă prindă ca unul la asta, fără știre. Pentru că eu mă chinui cu țământ, eu mă chinui cu țământ brac, eu mă chinui că n-am aia, mă chinui că n-am aia. Și mă gândesc și mă chinuiesc și mă chinuiesc. Și atunci ziua aceea va veni fără veste și va fi vai și vai și vai. De aceea Dumnezeu să ne vine cu puterea să înțelegem. Dumnezeu ne cere credință. Dumnezeu ne cere să dăm inima Lui nou, Lui. Și atunci dacă noi facem lucrul acesta, Dumnezeu spune că atunci El este promisiunea Lui. Și am zis aici, este promisiunea Lui, că El ne va păzi. Slăviți să fie numele Lui Dumnezeu. Continui și ceea ce mai pot să mai trec mai departe, rapid, spune, și eu vin cu puterea ce ai, așa, și n-ai tăgăduit numele meu. Ce mai trebuie să facem acei pentru care spune că n-ai tăgăduit numele meu? Deci niciodată să nu cumva în orice încercare am fi, în orice greutate am fi, niciodată să nu ne îndoim, Doamne, Tu chiar nu ești. Niciodată, oricât de mare ar fi necazul acela, era eu care spune Sfânta Scriptură că era când stătea pe cenușă și până și femeia lui și ne spune, lasă-mă pe Dumnezeu, mă, dacă Dumnezeu nu vede asta de lume, pe cum te poate iubi? Lasă-mă pe Dumnezeu și vei muri. Niciodată să nu tăgăduim numele Lui Dumnezeu. Niciodată să nu ne dăuim de prezența Lui Dumnezeu, de existența Lui Dumnezeu. Că când credem noi că suntem cei mai slabi, măcar că vă aduceți aminte și spune, măcar că Dumnezeu spune, Hristos spune, mă bucur că n-a fost acolo, pentru că voi să credeți. Păi, Doamne, sunt mor de 4 zile. E mor de 4 zile. Dacă tu ai fi fost mai repede, n-ar fi mult, fratele meu. Dacă ai fi fost mai repede, dar era târziu la Hristos? Era târziu la Hristos? Păi nici măcar la lăsat Hristos, nici și din casă să-l scoată. Vă dați seama ce putere mare. A lăsat Hristos nu să fie portat până ce nu mai poate.
puterea lui Dumnezeu este limitată. Dumnezeu este limitat. Niciodată. Dumnezeu lucrează. E așa. Doar cine a fost? De părinții lui? Sau el? Nu. A fost nici părinții lui și nici el. S-a născut așa ca să se vadă și să prosperească lucrările lui Dumnezeu. Dacă ai vreun cap, dacă ai vreun orice, dacă ai ceva care în viața ta nu este normal ca și ceilalți. Și de ce a gândit Dumnezeu lucrul acesta? Tu stai tare lângă Dumnezeu. Prosperează Dumnezeu. Cântă lui Dumnezeu așa cum ești invitată și cum te-a lăsat Dumnezeu pe pământul acesta cu familia asta care ești. Și să vezi Dumnezeu că Dumnezeu vrea să-ți prosperească lumele așa cum ești și familia care ești. Poate că noi spunem de multe ori, de ce am gândit Dumnezeu? Băi, ăsta îți dai slujitor lui Dumnezeu. De ce am gândit Dumnezeu să fie un copil așa? De ce am gândit Dumnezeu să fie o persoană așa? De ce am gândit Dumnezeu? De ce da? Că Dumnezeu pregătește. Ăștia sunt oamenii care sunt ca cei ca prietenii lui Iov. Care spune, dar tu nu ești bun. De-aia trebuie Dumnezeu. De-aia face Dumnezeu cu ei. Știți de prietenii lui Iov. Care în loc să-l întărească, în loc să-l ridice, au mers și tot la un pus, tot la un pus. Până ce Dumnezeu l-a ridicat pe Iov și a pus pe ei să meargă să spună și ce arma mai avea, spuneți lui Iov să se roage pentru cine? Pentru cine? Să se roage pentru voi, că tu vezi băia să facă tuit. Voi sunteți acum nimicit. Dacă nu se roagă Iov pentru voi, mai e voi. Și ar trebui Iov să meargă după aceea să se roage pentru ei. Doamne, ajută-ne să înțelegem. Să înțelegem ceea ce tu faci și să înțelegem lucrările tale. În Evrei capitolul în Evrei capitolul și chiar apropo de încheiere, vreau să te spun. În Evrei capitolul 11 spune așa. Prin credință noi pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu. Da? Ce prea bine. Prin credință, vedeți ce înseamnă credința, ca să vedeți că tot prin numai prin credință poate fi cu Dumnezeu. Prin credință Abel a adus lui Dumnezeu o jertfă mai bună și a fost primit înaintea lui Dumnezeu. Prin credință. Și acum, pentru că fără credință, cum e? Deci dacă spune Biblia Cuvântul lui Dumnezeu, că fără credință îi pune putință să fim pentru păi sunt eu slav, frate. Păi, nu știu ce-a face, ce face Dumnezeu. Da, Dumnezeu știe că sunt eu slav. Spune Cuvântul lui Dumnezeu, fără credință îi pune putință să fim pentru Dumnezeu. Doamne, mărește-ne credința. Mărește-ne credința, Doamne, și că nu putem, și că nu înțelegi noi lucrarea ta, că nu cunoaștem noi planul tău, să putem să avem putere să primim întâlnirea, Doamne, împlinească-se planul tău în viața ta, în viața noastră. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Prin credință a adus Avram jertfă pe Isaac, când a fost pus la încercare, a adus ce mare încercare, să spun. Păi ăsta nu mai e Dumnezeu. Păi m-am dat atâta vreme pe copilul ăsta, spunea aia Dumnezeu, că acum el vine și vine să-l duc de jertfă. Putea să duc Avram ăsta, nimeni e ăsta, nu s-a devenit dragoste, nu-i? Dar pentru că el nu s-a înduit, pentru că n-a călătorit numele lui Dumnezeu. Bă, dacă Dumnezeu mi-a spus înainte ca eu să am copil, dacă Dumnezeu mi-a spus înainte ca femeia mea, nevastă mea care era treabă, că eu voi avea un fiu. Și dacă s-a împlinit ceea ce a spus el, atunci eu niciun fiu nu mă doresc că dai Dumnezeu adevărat. Și acum, dacă el totuși îmi spune așa, eu mă cred în el, că știu că el este cel ce le-a dat și el este cel ce dă viață și el poate să-mi dea și cu vorba. Așa cum le primea. Chiar așa pentru că Dumnezeu, că Dumnezeu chiar și acolo Dumnezeu poate să-i dea. Doamne, mărește-ne credința. Păi mă, frate, noi azi trăim o pocăință frumoasă, putem să spunem. O pocăință ușoară. O pocăință care este bine, slăbit să fie numele lui Dumnezeu. Dar credeți-mă că au fost oameni care spune, dacă citim aici în Evrei, au fost oameni care au fost pus în fața muntii, care au fost tăiați în ferestrău, care au fost tăiați limba, au fost tăiați urechile, au fost tăiați, au fost dați ca fiară, au fost dați la ei. Și dacă Dumnezeu a vrut să-i scape, i-a scăpat, dar dacă Dumnezeu i-a vrut să-i lasă să moară, l-au urit. Dar niciodată, niciunul dintre care ca și dintre părinților creștini, nu au spus dacă Dumnezeu nu mă scapă de aici, atunci eu nu mai putea să spună lucrul acesta și era liber. Dar mai treaba de durată, 30, 50 de ani s-a mai treabă, sau când o fi mai trăit, prin veșnicia de patrie cu Dumnezeu. De aceea, dragii mei, se dă ceva de chiar dacă va fi Ștefan, spunea, măcar că era în fața primejdii. El, în timpul acesta ce era la obi, în timpul acesta ce era în fășoacă, pe trei, spune, bă, pe Fiul lui Dumnezeu. Dacă el se ne vădă mai bine, pe Fiul lui Dumnezeu, nu mai trebuie. De aceea noi e necesar, nu vrem, există, este orice lucru. Dacă ne încredem în Dumnezeu, dacă cerem prezența lui Dumnezeu, dacă înțelegem ce Dumnezeu ne vorbește, atunci îl rog pe Dumnezeu în suferința ta. Te bucur cu Dumnezeu chiar dacă ați plâng. Ajung să plâng alții pentru tine. Ajung să plâng alții pentru suferința ta, pentru durerea ta, pentru ceea ce ești tu și tu. Și tu râzi. Și tu îl rog pe Dumnezeu și dai o bucurie
mai mare ca lor. Și ei nu înțeleg de ce te bucuri. Și ei nu înțeleg de ce ești fericit. Am citit azi dată că spunea Dumnezeu să pare să rămâne de fața Lui peste noi. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Amin. Amin.